Marius, a fost prima etapă la Red Hook Criterium, la New York. Cum a fost? A fost foarte bine. Am început bine, chiar din start am atacat. După două tururi deja am evadat și am fost singur, cred că vreo 3 tururi sau 5, nu mai știu exact, dar am fost destul de mult timp singur în față. Și a fost chiar o evadare potrivită, pentru că am reușit să-i obosesc pe cei din spate, astfel încât colegul meu să poată evada. Și exact asta s-a întâmplat. După ce am fost prins, colegul meu a evadat cu încă un sportiv și a ținut acea evadare până la final. Știu că ți-ai fi dorit și tu să câștigi, nu? Da, mi-am dorit, dar din păcate, după ce am fost prins de pluton, a fost și o căzătură, unde am intrat într-un alt sportiv care a căzut înaintea mea și am sărit peste ghidon. Practic, eu n-am căzut pe jos, deci nu m-am rănit, n-am avut nicio accidentare, doar că nu mai eram pe bicicletă și după aceea a fost mai greu până să ajung plutonul. M-am pus din nou pe față, în fruntea plutonului, ca să controlez grupul și așa am mers până la final. Sunt dificile aceste curse? La noi nu prea sunt cunoscute, nu? Nu prea, nu. Singura cursă de fix gear am făcut-o eu în 2013 și 2014 și de atunci n-am mai reușit să fac pentru că n-am mai avut timp. Pe afară sunt foarte cunoscute aceste curse și nu prea ai timp de odihnă într-o astfel de cursă, pentru că neavând frâne consum foarte multă energie și atunci când frânezi și trebuie să contrapedalezi și atunci îți consumă foarte multe resurse și pe frânare. Am văzut și din imagini o atmosferă foarte frumoasă, nu la New York, făcută de spectatori. Da, din câte am înțeles, s-au strâns vreo 10.000 de spectatori, ceea ce înseamnă foarte mult pe un traseu de un kilometru sau un kilometru și un pic. Dar atmosfera de acolo nu este singular, adică așa se întâmplă la fiecare cursă din Red Bull Criterium. Și de obicei la cursele de tip circuit, unde se poate strânge multă lume și astfel e mai spectaculos pentru cei care vin să vadă cursa. Am văzut că și tu ești popular, fanii au făcut poze cu tine. Da, în ultimul an, adică anul trecut, am avut rezultate bune și anul ăsta fiind într-o echipă de top, practic noi cei de la Intelligenția Racing și cu cei de la Specialized suntem în top și clasamentul acolo se face între cele două echipe. Apropo de echipă, a fost prima cursă, nu? La noua echipă, nu? Da. Cum ai fost primit? Am fost foarte bine primit chiar înainte să ne vedem. Noi ne cunoșteam deja de la cursele anterioare și faptul că am fost contactat și am fost primit și dorit să fac parte din această echipă, m-a bucurat foarte tare, pentru că fac parte din cea mai tare echipă din campionat și sunt coleg cu câștigătorul de anul trecut, deci nu poate decât să mă bucure. Au fost mulțumiți de evoluția ta în prima cursă? Da, sigur, au fost foarte mulțumiți, chiar și sponsorii care au venit acolo mi-au spus că sunt foarte mulțumiți de rezultat, pentru că în urma atacului am câștigat premiul de cel mai combativ sportiv al acestei etape și a fost o expunere foarte bună pentru sponsori și având locul 2 prin Colin, eu fiind premiat pentru cel mai combativ, am avut o prezență dublă pe podium și practic a fost foarte bună promovarea. Eu aș spune că pentru noi e și un motiv de mândrie, singurul român prezent în acest circuit de curse. Da. Da, și chiar am vrut să reprezint România și când am fost chemat la premiere, am fost cu steagul pe podium. Urmează Londra. La ce să ne așteptăm la a doua etapă? În Londra, la fel, vrem să câștigăm. Acum depinde să vedem
cum vor fi jocurile și cine va fi pe prima treaptă a podiumului. Bineînțeles că și eu îmi doresc asta, dar cel mai important este ca echipa să urce cât mai mult în clasament. Pe lângă clasamentul individual, se face și clasament de echipă. Deci avem interes ca toți membrii echipei să fie cât mai în față pentru a ajunge și pe podium la categoria echipelor. E diferit, nu? Traseul, nu? Față de New York, nu? Da, în fiecare etapă sunt trasee diferite. În Londra, de exemplu, este un traseu de 900 de metri, este mult mai scurt. Sunt câteva viraje de 90 de grade, dar se pot lua cu viteză destul de mare. Și o să vedem ce se întâmplă. Nu știu, având în vedere că acum îl cunosc, anul trecut a fost prima participare în Londra sau la celelalte etape din Red Hook. Acum deja cunosc traseele și sunt convins că o să fac o evoluție mai bună. Se poate vorbi și de o victorie acolo? Sau e dificil de obținut? Toată lumea vrea să câștige, dar noi deja am și dovedit că putem face parte din primele trepte ale podiumului și toți vor sta după noi. Și va fi cam greu cu atacurile și cu eventual și să fim atacați. Este o variantă și asta. Chiar vreau să te întreb, este mai greu acum să fii într-o echipă care este favorită? Este mai greu pentru că deja am confirmat ceva și sunt așteptări mai mari, adică și de la mine și de la echipă, pentru că Colin a câștigat anul trecut, este de așteptat să câștige și anul ăsta sau să facem cât mai mult posibil să câștige el sau unul dintre noi. Și pentru mine la fel, este o provocare, pentru că chiar și anul trecut, când eram la Cinelli, am avut o evoluție bună și anul ăsta vreau să fiu mai bun, automat. Deci presiunea există.